Din partea galeriei lui Profat vreau să mulțumesc celor care sunt prezenți, atât artiștilor cât și celorlalți, admiratorilor, pentru faptul că ați venit în această după-amiază să vedeți o serie de lucrări ale unui grup de artiști, elevi ai școlii de artă, clasa doamnei profesoare Iuliana Lucan. Aceasta este a doua expoziție pe care o facem cu școala de artă. Am mai avut anul trecut o expoziție cu clasa domnului Lucan. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și o să îi dau doamnei Lucan, o să-i dau voie să vorbească dânsa, că știe mai multe decât mine. Mulțumesc! Da. Iuliana Lucan este numele meu pentru cei care... cărora nu m-am prezentat încă. Și îmi place să spun despre mine că sunt pictor și profesor de conjunctură. Îmi place să cred că văd lumea și oamenii cu ochii pictorului, cu toate că faptul de a preda la școala de artă m-a transformat într-un veritabil pedagog. Și o să încerc să las exigențele de profesor deoparte și să fac așa o scurtă prezentare a picturilor pe care le-am integrat în această expoziție numită Semne și însemne pentru o poetică picturală. Am găsit acest titlu pentru că, după cum ați putut observa dacă ați aruncat așa o privire prin galerie, nu putem să spunem că avem o tematică foarte, să zicem, unitară. Avem peisaje de pe aici și din lume, avem portret, avem detaliu de peisaj, ramuri înflorite, stânci. Și am spus, hai să numim expoziția în felul acesta, că oarecum ne raportăm la un spațiu vast din care surprindem tot felul de accente și accidente. Pentru conceptul evenimentului, eu am să citesc de pe spatele pliantului, să zicem, statementul. Am început cu un citat din David Hume și am spus așa: frumusețea lucrurilor există în sufletul celui care le admiră. Și mai departe, iarăși folosindu-mă de o aparentă, să zicem, nu neapărat aparentă, să-i zicem diversitatea imaginilor, am făcut o descriere într-un poem în proză. O poartă se deschide spre un pasaj secret. Un far este paznic de taină pentru un pâlc de maci. Poșnetul frunzelor destăinuie privirii grădina secretă. Apa și cerul captează toate tonurile. Subtile acorduri cromatice, calde geometrii și mandre vegetale, linia orizontului din înălțimile piscurilor, muchia unei scoici șobite ivită din adâncul nisipurilor. Cu ochii larg deschiși, magia se împlinește în fața tablourilor. Asta mi-a inspirat mie tot ansamblul ăsta de imagini create de Ana Ostanina, anul 3, absolventa mea de la școala de artă, Daniela Novac, Daniela Taraș, Ioana Condurățeanu, Ioana apare și dispare. Spiridușul. Așa. Ioana Mihailov, Ion Marafet,
Melania Ecaterina Chitu, Mihaela Gheorghe, Mihaela Rotaru și Teo Aurescu. Doamnele Ioana Mihailov și Teo Aurescu sunt în anul 4, mă rog, anul de specializare la cursul meu la Școala de Artă. Și despre ceilalți elevi aș vrea să vorbesc puțin. Trebuie să-i felicit pentru turul de forță, pentru tot efortul pe care l-au depus și pentru saltul colosal pe care l-au făcut într-un timp foarte scurt. Noi pregătim expoziția aceasta din ianuarie, dacă țin bine minte, și au fost realmente bombardați cu informații de toate felurile, tehnice, conceptuale. Au răspuns foarte bine, cumva, la toate provocările lansate și au ajuns cu bine la final. Au ajuns cu foarte bine, din punctul meu de vedere, și sper să o țină tot așa. Sper să mențină sus ștacheta, cum se spune. Îi felicit și să vedem cum o să ne descurcăm la anul, în speranța că va urma o nouă expoziție. Îi felicit pe toți și le mulțumesc pentru tot ce au făcut în imagini. Vă invităm la un pahar cu vin și la o prăjitură. Mulțumesc.